Ce s-a întâmplat? Păi, ei știu aici, de acolo a pornit. Ce s-a întâmplat, domnule? A fost mai pe la amiază incendiu aici. A fost odată pompierii. Dimineața și acum, după masă, a venit fiica mea și zice, tate, arde aici, în spate, iară s-a aprins. Pe când am venit aici, deja ardeau aici. Am sunat o tură la pompieri, eu și o tură vecinul. Și-o zis că să venim aici, să vedem. Apoi am venit aici, nu, să ajung și eu, că așa e frumos. A fost mare incendiu. Păi s-a aprins acolo, destul de mare, că s-a aprins tufele astea, copacii ăștia. Pericol să se extindă la magazine? Păi la magazine nu sunt magazine, e fabrica de mobilă și aici, ceva spălătorie sau ce e aici, în partea asta stângă. Dar e riscul să se extindă și la ei? Păi da, dacă nu se stinge, vă dați seama, cum bate vântul, așa foarte mare risc. Păi deja era aproape de clădire focul în partea dreaptă. Trage de el! Da, da, pula, te facă, pula! Da, închide-i furtunul ăsta, facem acolo, ia fă-te!